Târgoviște este pregătită pentru campionatele internaționale de lupte, crede antrenorul Cornel Cornea, cel care a contribuit în mod decisiv la organizarea unei asemenea întreceri. Cu sprijinul Direcției pentru Sport și al celor două cluburi importante din Târgoviște, CSŞ și CS, competiția se anunță încă de pe acum un mare succes. Festivitatea de deschidere a campionatelor internaționale de lupte va putea fi urmărită și la televiziunea Târgoviște sâmbătă dimineață, începând cu ora 8:30. În spatele nostru se pregătesc mulți sportivi. Loturile României sunt aici pentru campionatele internaționale. L-am întrebat mai devreme pe domnul Ioniță și n-a putut să ne spună care ar fi obiectivul. Din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul actual, România ce ar putea să facă la internaționale? Cât ar putea să câștige? Sigur că noi vorbim acum de lotul feminin. Nu vorbim de loturile României, care vor veni și greco-romanele și liberele peste două zile. Eu zic că lotul feminin s-a reunit la timp. Știți că au fost discuții de ani de zile, acum sunt încheiate, dar au rămas doar ca istorie și lucrurile sunt pe un făgaș normal. După internaționale urmează campionatele mondiale, unde Târgoviștea va deplasa 3. Din 7, Georgiana Paik 59 de kilograme, Panait 63 și Odvoș Ana Maria 67. Vom pleca la Istanbul cu un lot complet și eu mă bucur că am putut să ne adunăm și să ne înțelegem, ca să facem în așa fel încât România și Federația Română de Lupte să nu sufere. Cred că va fi bine și dacă mă întrebați, cu siguranță că lotul României nu va pleca după internaționale fără 3-4 medalii. Domnule Cornea, cum stați cu pregătirile? Pentru că dumneavoastră probabil că ați fost cel care a trebuit să le rezolve pe toate într-un timp record. E gata Târgoviștea, e gata polivalentă să găzduiască aceste internaționale? Cu siguranță. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Punctele cheie ar fi cazarea, masa, care sunt foarte bine puse la punct și organizate. Transferul sportivilor de la aeroport la Târgoviște, care tot la fel de bine sunt organizate. Nu vreau să fac reclamă și nu pot să vă spun cine a câștigat licitația, însă totul este ok, totul este legal și sperăm să fie bine. Din punct de vedere al sălii, după cum observați, deja sunt două garnituri de saltele pentru antrenament. Am pus la dispoziție toți juniorii Clubului Sportiv Școlar și ai Clubului Sportiv Târgoviște pentru pregătirea lotului feminin. Aveți în spatele meu toate valorile lotului olimpic, începând cu croitorul Cristina Dobre, Estera, Pavel, Ana Maria, Georgiana Paik, Panait, Mihaela Odvoș, Ana Maria și tot lotul complet, așa cum era și pe vremuri.